ACS Media s-a întărit serios în pauza de iarnă. Trupa antrenată de Mihai Iang și-a asigurat serviciile unor jucători cu experiență în primele două ligi, dar și a unor tineri de perspectivă. Alexandru Luca, Antonio Dumitru, Cristian Balgiu și Sorin Șerban au semnat în ultimele zile cu ACS, iar transferurile nu se vor opri aici. În cursul zilei de joi urmează să fie parafat contractul cu încă un jucător ce a evoluat în Liga a doua și Liga a treia. Da, am făcut mai multe transferuri în ultimele zile. Mai exact până luni, când s-a încheiat perioada de transferări, am încercat să aducem jucători care să ne ajute pentru îndeplinirea, zic așa, obiectivului nostru, care este accederea în play-off-ul ligii a treia. Sunt niște jucători cu experiență, un capitol la care noi am avut de suferit în prima parte a acestui sezon și sper ca împreună să avem rezultate foarte bune. Vorbim de jucători care au meciuri la Liga 1, la Liga 2? Da, sunt jucători buni, care eu consider că sunt cu mult peste nivelul ligii a treia. Și aici mă refer și la Șerban, care până acum a evoluat la Liga 1 la FCSB și în prima parte a sezonului la Poliaș. Și bineînțeles și la Balgiu, care are vastă experiență la nivelul ligii a doua. Se vede o potențială promovare mai bine în momentul de față? Deocamdată noi încercăm să ne atingem primul obiectiv și ulterior vom vedea. Cu siguranță nu ne vom da la o parte dacă este vorba de o promovare. Conducerea clubului ACS Media își continuă discuțiile cu societatea Transgaz pentru folosirea stadionului Gazmetan. Ionuț Buzian speră că acestea se vor încheia cu succes. Suntem în discuții, consider eu, avansate. Sperăm să obținem stadionul. Este păcat pentru că l-avem acolo lângă noi. Pe baza mai nu ne putem desfășura activitatea, pentru că, repet, pe un singur teren avem 420 de copii, adică 13 grupe care își desfășoară în paralel cu noi activitatea acolo.